Astăzi vă prezint rutina de îngrijire a tenului meu acneic, care, săracul, a trecut prin foarte multe experimente, încercări și teste și a ajuns cu greu la stadiul la care se află astăzi. Întocmai, pe acest considerent, o să vă arăt pas cu pas procesul de demachiere, curățare și îngrijire a tenului meu. Toți pașii pe care voi arăta imediat au fost dobândiți în timp și am reușit să-mi formez o rutină personalizată în funcție de cât de bine a mers sau nu pe mine. Da, știu, trecem și la fapte, dar contează foarte mult să vă spun dinainte că tenurile noastre funcționează diferit și pașii vă recomand să-i adaptați voi în funcție de problemele și nevoile voastre. Bun, vorbim acum despre cum tot acest machiaj subtil, de zi, frumos, care mi-a luat 15 minute din viață, va fi îndepărtat într-o clipită și ajungem la un ten proaspăt, curat și luminos. Pasul 1. Nu uit niciodată să mă spăl pe mâini înainte de aplicarea oricărui produs pe față. Acest moment era unul de sine înțeles, dar am ales să îl arăt doar să fiu sigură că vă spun totul de la A la Z. Pentru îndepărtarea fondului de ten folosesc gelul de curățare spumant EFACLAR de la La Roche-Posay. Ia veni rândul de câteva luni bune și pe acesta îl folosesc în momentul de față. Deși este un gel spumant special tenului gras, uleios, cu tendință acneică, absorbe excesul de sebum fără să-mi usuce tenul, fără să-mi lase senzația de hârtie. Un lucru foarte important atunci când sunt în căutarea unui gel de curățare pentru tenul meu. După cum ați văzut, îl aplic și masez direct peste fondul de ten până când face spume și îl topește. Mă axez mai întâi pe zona obrajilor, a maxilarului și cobor și spre gât, iar mai apoi voi curăța și fruntea, iar 2-3 pompițe sunt de ajuns. Lipsesc puțin! Odată ce m-am asigurat că tenul este curat, aproape curat, că mai am ochii și sprâncenele, mă șterg cu un prosop pe care am grijă să-l schimb odată la 2 zile. Prosopul a fost spălat și călcat la o temperatură ridicată, undeva la peste 60 de grade. Și nu șterg, ci doar tapotez. Am rămas cu zona ochilor necurățată, moment în care vin cu un demachiant special pentru ochi și buze, care are ulei de ricin în compoziție. Demachiantul poate fi orice produs cu care ochii voștri se înțeleg și după care reușiți să vedeți în continuare. Aplic produsul mai întâi pe 2 dischete sau cotonițe, cum le mai spun eu, le țin câteva secunde pe ochi și folosindu-mă de mișcări circulare, îndepărtez tot machiajul de la nivelul ploapelor și genelor. După demachiere, aplic spray-ul Zero Zinc de la La Roche-Posay, care, așa cum îi spune și numele, are în compoziția sa sulfat de zinc. Sulfatul de zinc reglează secreția de sebum, diminuează porii, matifiază ușor și are efect antiinflamator. Calmează pielea dacă v-ați iritat de la lama de ras sau îl puteți aplica și în cazul în care aveți nevoie să vă reîmprospătați machiajul peste zi. O dată sau de 2 ori maximum pe săptămână, în funcție de cum am și eu stare și chef, mai aplic și câteva produse suplimentare, ca un răsfăț. Asta dacă dispun de mai mult timp. Fie aleg un scrub pe care îl aplic prin mișcări ușoare timp de 1 minut și îmi fac așa un mic masaj. Fie aplic o mască de hidratare. Mă înțeleg foarte bine cu cele de tip șervețel, pe care le aplici pe față și rămâi cu ele 15 minute. Dar e clar că nu mai vorbește nimeni cu mine în timpul ăla.
sau îmi aplic o mască cu argilă. Pe mine m-au ajutat foarte tare măștile cu argilă, au venit ca o completare a tratamentului recomandat de dermatolog și îmi făcusem un obicei în a aplica câte o mască făcută în casă cu apă și argilă. Argila elimină impuritățile, excesul de sebum și închide porii. Însă eu am aplicat mereu o cremă hidratantă după, pentru că are tendința să îmi usuce puțin tenul. Și în momentul mult așteptat, sunt sigură că ați mai auzit și văzut probabil acest produs, folosesc crema corectoare EFA Clar Duo Plus. Este o cremă lejeră care se absorbe foarte ușor în piele și ajută la reducerea coșurilor și a petelor post-acneice. Eu o folosesc de jumătate de an și funcționează excelent și ca o bază de machiaj. Atunci când o aplic, am grijă să folosesc mișcări ascendente, de întindere, de jos în sus. Și încep cu obrajii, urc spre frunte și de acolo unesc cele două zone coborând spre nas. Tot așa, atunci când nu mă grăbesc, folosesc și un aparat mult prea inteligent pentru mine, care, prin foarte multe vibrații pe secundă, ajută crema să intre în profunzime. Însă nu-i neapărat necesar, l-am introdus și pe el doar pentru acelea sau aceia dintre voi care sunteți interesați în general de dispozitivele pentru tratamente faciale. Și, de fapt, să mă laud cam și eu. Trecem la buze și folosesc mai întâi un scrub care miroase minunat a cafea. Fără prea multă presiune, masez ușor și îndepărtez produsul cu puțină apă. Și nu prea știu ce se întâmplă dacă îl mănânci, deocamdată nu mi s-a întâmplat nimic. Pentru hidratare folosesc un balsam de buze cu puțină culoare. Și eu sunt gata! În cazul în care sunteți în căutarea unei creme corectoare cu culoare, pentru un machiaj lejer de zi, există varianta EFA Clar Duo Plus Unifiant, care are o nouă formulă antirecurentă și antipete postacneice. Are o acoperire lejeră și ajută la îmbunătățirea aspectului pielii. Dacă vă confruntați cu acnea, ar fi bine să căutați fonduri de ten, BB cream-uri sau creme corectoare special dedicate tenului acneic. Ei bine, probabil ați observat că am vorbit pe nas pentru că sunt foarte răcită. Eu am terminat aici, aceasta este rutina mea de îngrijire a tenului în momentul de față. Voi mai reveni cu update-uri dacă o să mai schimb ceva la ea, însă sunt foarte mândră de mine că am reușit să o mențin atât de mult timp. Cel mai important este, indiferent de tipul de ten, să nu vă culcați niciodată cu machiajul pe față, indiferent de cât de obositoare a fost ziua voastră. Sper să vă ajute, să vă fie de folos și să fi găsit câteva sfaturi utile. Puteți să lăsați în comentarii și rutina voastră de îngrijire a tenului, ce funcționează, ce nu. Vă mulțumesc pentru vizionare dacă ați ajuns până aici și ne vedem în următorul videoclip.